frigul nu împiedică pe Galben Verzi să-și urmeze cu strictețe programul stabilit de cei din staful tehnic. Problema accidentaților este cea care îl îngrijorează pe antrenor. Dulăul este reticent în ceea ce privește șansele de a avea la dispoziție întreg lotul în prima etapă din returul acestei ediții de campionat. Când vor reveni Rivas, Wesley? Sper că în săptămâna asta Rivas și cu Cânu să revină. La Wesley așteptăm să iese pe teren, deocamdată lucrează numai în sală și face tratament. Deci pentru primul meci veți putea să vă bazați pe Rivas și pe Cânu? Nu știu. Deci așteptăm să vină, după ce va veni, atunci vom da. E foarte greu de crezut, deci cred că nu sunt mai mult de 20% șanse ca ai să joace. Aproape imposibil. Viorel Hizo nu are milă de proprii jucători, gerul de afară nu i-a scutit de antrenamente. Ați revenit din nou la frig, condițiile nu sunt tocmai bune. Asta este. Ce putem să facem? Era bine dacă se mai mâna campionatul cu o săptămână? Nu. În prima etapă din returul acestei ediții de campionat, FC Vaslui se va deplasa la Târgu Mureș unde va întâlni formația din localitate. Până atunci însă, vasluienii își vor continua antrenamentele la temperaturi ce nu depășesc pragul de 0 grade.